Podeaua s-a clătire, piciorul s-a zmintire. Scoală pietre și ridică, suflă, Doamne, și vindică. Os cu os, mă dubă, tă mergi, Doamne, la locul m-a fost. De la mine e scântatul, de la Dumnezeu Sfântul să fie leacul. Am vrut să venim la dumneavoastră pentru că eu am rămas foarte plăcut, impresionat de dumneata, dar mă doare sufletul când nu ai pe cei dragi lângă dumneata. Aia e cea mai importanță. Și când mi-a arătat mai ales ceasul acolo sus, unde am văzut 12 nepoți, așa ceva mai era. Am o petrecanie numai nepoță. Nepoțul familia mea, cu ea, cu ea mucă nu lasă, numai... Și deși nu au plecat de aici de Bucuroș și nu au vrut să te lasă ei aici, singură, dar nevoile și o viață mai bună pentru familia lor. Dar eu cred că tot locul lor pentru ei e acasă aici la noi. Păstă un an, păstă doi, păstă zece. Când a trebuit chiar doi-o. Când a vrea Dumnezeu. Trag tot. Și am o care cum vin să vie la bunica. Să vie la bunica. Când vineau, atunci ce lucrau când era părință în serviciuri? Numai două luni aveau o concertul de maternitate. Și apoi rămâneau tăla. Când trecea vara aici la mine, închideam o pătură acolo, împream un blighe păstrăi cum faceam acolo tăta. Păi nu m-am de că mai vinea pe tăta și vecine. Măgam într-o oală de 10, ce-ți place litere. Cartofi, acolo tăt. Mâncau, luau cu mâna. A fost viața mai liniștită atunci? Mai. Decât e astăzi? Mai. De ce? A fost... Să-ți spun tale, și oamenii au fost mai buni. De ce au fost mai buni? Așa, amul, sunt în față, măreți, strecă. Unde merg? Vine de păstăvale. Unde merg păstăvale? Păi de-o văd că merg păstăvale și vine zi păstăvale. Dar atunci dacă mereu una, oricare muier, merg la cooperativă, ori după o chilă de miere, ori după orez, ori după un alta, auză că este orice pânsat. Tu, iați la cooperativă, a venit un motor cu îngrășăminte. Să ne luăm, să ne punem la cucuruz. Tu, este ăsta fel, este ce la fel. Odată s-a anunțat una pe alta. Am mărpăt de ascunsul. Dar de ce mărpăt de ascunsul? Că asta e toată problema. Păi ca să nu am și eu ce-ai dumneata. Aici e problema. Vedeți? Am devenit mai răi, din punctul meu de vedere, pentru că unii ar vrea să facă lucrurile pe de ascuns și să nu ne ajutăm noi. Dar toată răutatea asta care s-a petrecut în România și în lume, dar în România, au făcut-o să știi că cei care ne conduc. Datorită lor s-au dezbinat familiile. Datorită lor au plecat cea mai sănătoasă resursă umană din România și din satele românești au plecat afară. Eu cred că dacă continuăm așa, satele românești vor rămâne lacăt pe ușă. Nu pe ușă la casă, pe ușă la portă. Da. Și dacă noi nu ne vom trezi, că și așa e foarte târziu, să facem tot ce e posibil omenește și să aducem înapoi copiii plecați, familiile plecate în România, România va ajunge la un moment dat muzee sau niște case părăsite și distruse. Iar munca dumneavoastră de generații care ați lucrat cu adevărat, că eu cred că dumneavoastră ați lucrat cu adevărat, părinții noștri, bunicii noștri și nu în ultimul rând străbunicii, voi ați făcut această Românie. Iar după 90, eu nu sunt nostalgic după Ceaușescu, nu. Dar au fost mai multe lucruri bune atunci decât astăzi. A fost o viață mult mai echilibrată și noi a fost mult mai bun. Cu vremea lui Ceaușescu. Nu a fost un răzor. Într-un răzor a fost un strat de ceapă. A fost un strat de morcov. Un cartof pus. Am ia cătățul cu cea, grădinile cele bune, șesurile, nu le trebuie la nimeni. Chiar le spuneam la colegii cu care am venit că săptămâna trecută, când am mai trecut pe la noastră, am văzut copii ca pe vremuri scăldându-se în apă. Acolo la podul ăsta care îl face de câtva timp. Și se jucau copii acolo și i-am filmat și atunci s-au bucurat mai tare că i-am pozat și i-am filmat. Astea au fost lucrurile naturale, originale,
Dar cum ați zis dumneavoastră, a fost mai viață mai liniștită pentru că am fost împreună. Am fost de la bunic până la nepot sau strănepot împreună. Ne-am văzut, dacă nu ne-am văzut săptămâna asta... Să mâna am mereu mă băgam în bale acolo. Ne scăldam, mereu prunci, unde făceam să nu margă apa de pe cânepă. Era caldă, caldă apa. Păi de ascunsul, hai, mereu să băgau acolo și să scăldau, că era, hai că nu ați spargă nisipul cum am făcut să stea apa, că zice, ne sfăiește, că i-am dat drumul și rămâne apa, cânepa goală. Așa, și rămâne să făcea cânepă, trebuia să facă balta. Dar pângă bale, era o mure mândră, nu era o murdărie, am mers pângă bale, ce vezi, sticle de nylon, nailone, găleți, tăche murdă. Atunci pe margine era mure, mândră, verde, n-ai ce văzut o murdărie. Pângă bale. Pântă a fost mult mai multă ordine, exact ce a zis. Am uitat de străbălată. De ce-i de străbălată? Până ce ne hâzăm mânurile. Ne leam la lucru. Ia ce și vecina asta. Bărbatul meu a fost paralizat 14 ani. Și socrii au fost bătrâni, dar de băga de dină. Plângeam, vineam, și la lucru lucram și la colectiv, și acasă, și copiii. Meream plângând, făceam, îi sprădeam pe afară și cela. Vineau prunciul de la școală, le lăsam scris bilet. Dacă vin mamă la soacră mea, la prunci, să le dezbrece, să mânce și să vie la mine. Îmi spuneți mie, tot un om și un copil care eram pe vremea respectivă și chiar după ce m-am căsătorit, soacra mea îmi pregătea hainele de lucru și vineam de la servici, dar acolo pe scaun mi le punea și cu acele haine trebuia să mă duc ba la cosă, ba la sapă, ba la aduna fân, dar încă o dată spun, viața aceea mi-aș dori o să fie și astăzi. Da. Pentru că mai multă suferință ca și să-ți plece copiii, nepoții, de lângă dumneata, nu există. Iar voi care ne-ați născut, ne-ați crescut, da, ne-ați ajutat să rămâne singuri, nu-i normal. Uite că e așa. Am crescut 6. Dar, cum o zis poezia aceea? Să n-am eu pe copilul meu la ceasul... La capul morții. Da. Ia uite că așa e, nu știi că la care... Nu, trăim o viață care nu-i normală și dacă nu ne vom trezi în cel mai scurt timp să facem ca lucrurile să margă pe făgașul lor normal, eu cred că cel mai mare lucru și cea mai mare pierdere pe care o are România, că nu vor mai fi tineret. Și fără tineret, viața nu merge înainte. Fără copii, fără nepoții noștri, viața nu știu dacă mai are rost. De multe ori. Da. Vine, cum o spui, că vineau prunce, se dezbrăcau și puneau hainele frumos de la școală. Nu să le zvâre una încoace, una încolo. Să nu le zvâriți de dimineață când vă îmbrăcați. Unde am zis, mamă? Să ți le pui, unde le pui să le iei. A fost o educație mai simplă, mult mai simplă, educația care am primit-o de la bunici, de la părinți, dar mult mai sănătoasă. Astăzi, educație, părerea mea, că nu prea există. Sau dacă există foarte puțin, atât din partea profesorului și dascălilor, atunci n-ai auzit, din partea părinților. Atunci n-ai auzit, prunciul mi-am avut 6, dar a fost bunic, nu a fost moș, nu a fost babă, mamă bătrână, bunică, bunicul. Hai să vă respect. Moșul, socrul meu făcea, hai dat la moșucu, lăsat numai moșuc, voi hai dat la moșucu. Da, făcea să zică moșuc. Da, mama, nu, hai babă, tu, amu, ești babă, încă n-ai ajuns să-ți însori prunci, să fii socră și să ai nepot. Îți zice, moșu, baba, doamne păzăși, ce moșu, baba? Tocmai am vrut să vin la dumneata pentru că mi-a intrat la suflet, dar eu cum ți-am spus, dacă Dumnezeu m-a dat sănătate și voi fi sănătos, nu vreau să te uit în veci, pentru că mi-am adus aminte de bunica mea care... Făcea tot la fel, vindeca, așa cum numea ta, coț, de scântece sau cum se zice, pentru o gleznă întorsă sau umflătură sau ce faci numea ta. Și atunci o văd pe bunica mea din partea lui tata care făcea același lucru. Și mai mult m-am impresionat când am văzut cu câtă
grijă, ți-ai pus pătăți nepoții roată, bată-l să-i vezi în poză. Bată-l să-i văd acolo, știu că sunt prăștiați care... Bată-l în poză, pentru că știu că am înțeles că vorbești în fiecare zi sau o dată pe zi cu toți sau cu câte unul la telefon, dar când e casa goală, nu-i bine. După ce vin eu și mereu din vacanță și când vin eu, îi dea drumul la televizor. Eu lucru pe afară și acolo mereu televizorul celălalt. Vin eu celălalt pe cine ai în casă? O, am eu pe oricine acolo. Eu zic. Da. Când cele îi dau drumul tale la muzică. Adică, într-un cuvânt, ați ajuns să vorbiți cu televizorul acum, da, nu cu da. Nepoții nu, sau nu, cu prunci sau cu prunci. Norile sau nu, cu ceea ce veți. Am cu televizor vorbești. Am ajuns într-o situație în care societatea nu merge pe drumul bun. Noi oamenii. Eu cred că scrie și în Biblie că în Europa vom prinde niște vremuri și mai grele. Încă ele nu se vor mai înțelege tată cu fiul sau da. Mamă cu fată sau ce. În familie, frați între ei. Uite că am ajuns acolo. Acolo. Dar lucrurile astea, dacă nu încercăm să le oprim, văd că parcă ca un tăvăluc se învârt. Făceam câte prunci. Când la școală să nu treceți, să nu ziceți bună dimineața, să nu ziceți bună ziua, până câte oameni. De-alea s-a uitat. Am mai mare ca mine și trece ca mutul. Nici nu știi ce-i bună ziua. Da, dar încă o dată vă spun, aici atât învățământul cât și noi părinți, eu spun, nu-i vina lor, a copiilor. Nu putem vina voi. Noi tot timpul vrem să ne absolvim de vină. Eu nu-s vinovat. Ba da, noi ca părinți suntem vinovați. Pentru că noi am educat într-un spirit de respect față de părinți, față de vecini, față de cei din jurul lor. Noi suntem vinovați. Și mai mult, le-am creat niște condiții care nu le merită și nu că nu le-ar merita. Dar nu au muncit pentru ele și dacă nu au muncit, ei consideră că li se cuvine. Dar acei copii și acele familii care într-adevăr nu mai putut, au rămas fără loc de muncă, fără una, fără alta, în familiile lor, în țară, indiferent că au locuit la oraș sau la comună, văzând treaba asta și-o luat straița în botă și au zis, fraților, trebuie să plec pentru că nu s-o putut descurca aici. Dar asta e datorită, să știți, a conducerilor, indiferent că e de la județ, indiferent că e de la primăria, primarul sau conducerea care conduce primăria aici, ne-a dezbinat. În loc să ne unească, în loc să colaborăm, în loc să ne înțelegem, nu a făcut altceva decât să ne dezbine pe toți ca să ne poată conduce. Dar fi siguri că cei care conduc țara, conduc județul, conduc primăriile, să știți că o duc din zi în zi mai bine. Pentru că se gândesc numai la ei. Contrazimă. Asta da. Nu se gândesc că oare ala cu copii, ce pune pe masă? Amnea masă plină de toate bunătățile. Vedeți? Asta este problema prin care... Și atunci prunciul, n-o, cum vineau, era pe clasa a treia. Hai, ajutați-mi să cupă la sapă. Celălalt, lua acolo e sapă și zice, amă, de 20 de ani, 30 de ani, dar nu știu să ne grebla să... Celălalt, oricum furcoi să încărce un car de fân, ori să țape. Nu știu. Nu știu, pentru că nu i-am învățat. Pe noi ne-au învățat de mici. Da, pe de-ața. Și să lucrăm, și să batem cuie, și să cosâm, și să săpăm. Ne-au învățat de mici. O zis, ai învățat? Da, am învățat. Atunci treci la lucru. Și apoi mergem la lucrurile casei, lucrurile pământului, lucrurile la ce avem. Așa că eu îmi bănui după ale vremuri. Da. Când ducea să te ducea la țară la bunici? Să merg la țară la bunici, pentru că la bunici aveam ce învăța. Da. Iar bunicii și eu, noi am avut, numai că la mine a fost norocul că și bunicii au fost din același sat și s-ajutau foarte mult bunicii cu copiii. Dar bineînțeles că bunicii ajutau pe copii, că doar pentru ei să construie viitorul, nu pentru bunici. Și mereu așa și la colectiv, hai că lua acela, pistăt care n-avea numai un prunc, doi. Nu vreți, nu, o lucra pentru prunci. Păi, hai, ți-ai cu Lelita. Vineau fătuți așa de 12-13 ani la sacere, tăte, să coteau. Cum să lucrăm pentru prunce? No, mă puneam în mijloc, cum era o cordă mare, câte de 60 de persoane, în mijloc. Să ziceam către fete, hai, lasă-o cuva lângă Lelita.
din coace, din colo, hai dacă le învăț de asta ce era. Vineau vieță prunci, că era mult acela. Hai, bă, învăț să faceți legători, cum să puneți grăul să legați, cum să acela. Mergeți în supărare, mergeți voi deoparte, hai dați prunce aici, ia ce așa, hai dați. Ne luam cu prunci, învățam, fugeau prunci ca și o pârla. Una, două și strângeau și făceau. Adică... Și dacă s-o dus și-o venit târziu, ai-le-le. Cu ne-a învățat Dumnezeu să facă insta fel și la fel. Vedeți? Tocmai asta a lipsit copiilor noștri, că noi nu am învățat să facă niște lucruri care să-i ajute în viitor. Și le-am dat totul de-a gata. Și de ce v-am spus? Dumneavoastră ca părinți ne-ați educat atâta cât ați putut. Dar în zilele de astăzi, copiii nu sunt învățați. Ei cred că vor putea trăi în continuare după telefon sau după Facebook sau după calculator sau după televizor. Nici vorba. Dar își vor aduce aminte la cei la care dumneavoastră, exact cum v-au spus, ți-o mulțumit, cum s-ar zice, că ai ajutat-o sau ai învățat-o să facă ceva. Și făcând ceva, nu a făcut altceva decât să-și facă bine persoanele respective, indiferent că a fost pruncul dumitale sau fata vecină sau cine a fost, pentru că nu uită niște lucruri pe care i-a învățat atunci. Chiar dacă atunci a fost cam neplăcut, s-o zdărea pe mână, s-o întâmpla da, ceva, da. Dar ai învățat. Exact așa ne învăța. Eu nu uit în veci când m-a învățat prima dată să săp, cum să mă plec, cum să iau buruiana, cum da, să fac un alta. Da. Ei, asta a făcut parte din viața aceea de atunci, în care o trebuie să ne învețe pe fiecare cât de cât, pentru că anii trec. Și dacă ajungi să nu știi nimică, ești o pradă ușoară pentru cei din jur. Da. Cu cât știi mai multe, cu cât ești mai harnic, cu atât ai mai bine pentru fiecare din noi. Ei, cum zice că vor veni zile de groază și înainte de întorcere. Copiii că n-au ascultat părinții, că nu i-au învățat. Judecata-i grea și dreaptă fiecare după fată. Sunt de acord. Sunt de acord. Mai vorbim de copii și de tineretul din ziua de astăzi care nu mai știe ceea ce e biserică, nu știe ceea ce e rugăciune, sara sau dimineața. Atunci nu se culca un copil să nu stă pe înjerul, să zică, nu cât zicea tata, nu din jerașul. Injerașul era pe primul loc, injerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu. Ce, vezi bugăt că bătrân celălalt, nu știu ce-i tata nostru. Să culcă, că dovada, și-o dobditocul își face cruce. Dovada, animalele au devenit oameni. Eu am zis de multe ori că animalele sunt mai deștepte decât oamenii. Vezi că nu se culcă până nu face... Până din picior, știu, da. știu. Și oaia, și... Căiteți așa la locul lor. Dar avem o ceață grosă pe ochi, nu vede. Da, explică din medicamentele dumitale, cum s-au trecut, eu știu cum ne-ai spus atunci că ai învățat de la moșa care era pe nu știu unde, cum s-au trecut prin minte sau atunci să făceau medicamente sau un sor sau ce faci dumneata din naturale? Da, făcut scurt, nu s-o la mai știu toată ce să facă. Da, cum s-au trecut dumneatale prin minte să faci așa ceva? Pe, am trecut că făcea nouă zbunici, ce la făcea mama asta, socră mea, nouă pe amudoră. Iacole, când mulgem, vacele zice către fete, n-am pus un sor și pudere și de-alea pe obraz în viața mea, nici fetele și prunce. E spumă de pe lapte și ce unge pe față. E mai bună. Aceea i-a fost. Da, aici țineți mai mult bivol sau vaci? Ce țineți? Bivol sau vaci? Vaci am ținut. Până cu... târziu, atunci am rămas numai noi și o țineam împoiată, că o mai bunește vaci, nu a fost pe județ. Că gândeai că voi, nu vaci, bălțească românească, avea un bal, era numai așa un blac cu jucul după cap, numai să juca, nu ca, iar ce nevasta asta, încă mă lau că cea, așa erau. Și pe și animale, pe vremuri, vedeți, erau folosite și la jug, că eu știu, da. Și dădeau și lapte. Astăzi, bineînțeles că animale foarte puțin, că nu mai sunt, să țin ferme și acum vacile sunt ținute, ori pentru lapte, ori pentru carne. Dar atunci erau vaci, dar erau și de jug. Da. Coale v-ați descurcat. Cu de-alea dar... ne-am descurcat, bine, merea în pădure să aduce lemne. Coalea rai, coalea sunt, făceau multe lucruri pentru casă. Nu era celălalt, când vorbeau, am un celălalt, îți vede că e acolo acela tractor. Ce vorbește, e bolund.
tractorul în vârful dealului. Eu am prins și vreme de aceea când părinții și bunicii noștri au fost săraci. Și pentru că n-aveau două vaci, prindeau cu vecinul. Da. Prindeau, să ajuta unul, dăm vaca ta miasă, să o dau peste o săptămână. Ca să vedeți, ca să vedeți cu câtă greutate și cu câtă muncă s-o putut descurca și ne-au crescut pe noi. Și mai mult, n-aveau loc de muncă. Nu. La mine în familie tata a fost tractorist. O arat, o mărs, o venit, o făcut. Încă a fost un pic de noroc. Dar au fost familii care niciunul n-au lucrat. Și-au trăit doar din ce-o produs ei și din ce-o vândut și cum le-a ajutat Dumnezeu. Da. Din asta s-au desurcat. Mere. Iar astăzi, pe lângă că au servicii, și cel mai grav lucru, să dau ajutoare sociale la cine nu trebuie. La cei care nu lucrează, nu produc și atunci lucrurile astea au afectat foarte mult țara noastră, pentru că o încurajat mai mult pe cei care nu muncesc decât pe cei care muncesc. Da. Și în viață, nu, trebuie să-i încurajăm pe toți. Dar să nu-ți bați niciodată joc de acel om care muncește. Da. Pe ăla trebuie să-l încurajezi. Nu trebuie să dai tătâna la care trage. Dar ăla care nu muncește și mere vine de ce la prostul cum lucră. S-a schimbat scara valorilor. Așa-i de ce. S-a schimbat scara valorilor pentru că de sus, de la conducerea țării, se încurajează nemunca. Dar ta să nu-i crezi pe aceia care spun în Parlament că transpiră. Transpiră pentru ei. Dar nu se gândește, nu cunosc problemele satului, nu cunosc problemele cu care se confruntă într-adevăr oameni. Și mai mult nu se apleacă să rezolve problema ca să se întoarcă oamenii înapoi în România. În 10 ani de zile, dacă o fi sănătoși și ne-o mai vedea sau nu, dacă nu se întorc care au plecat afară, eu vă spun că din sate, nu din toate, că poate satul nostru e mai fericit, e mai norocos, cum să zice, cu un pic de noroc. Dar sunt sate în care nu mai este nici 10%, 15%, adică dintr-o 100 de case, poate 15 case sau 20 de case mai sunt locuite. În restul, îți plecați și nu le întreține nimeni. Și ne întreținând un lucru, știți ce se întâmplă? Se distruge. Și atunci, dețe bătrâni aveau 7,50 lei pensie de la colectiv. Amândoi au avut 15 lei. Și din cela 15 lei, mereu împărțai, luai un liter de ulei, că era 11 lei, mai rămâneai și mai duceam ouă și mai luam și o chilă de ore. Asta vreau să spun, că nu uit, când eram la Bold, la cooperativă, și era o măsurătoare, o omnic, care trece, care nu trece. Era la curma cu 30 de banciola care nu trecea 80. Nu, asta era. Adică, țin minte treaba asta când e de aia, cât e o nouă, că n-aveau bani. Păi de unde? Cu o aici și îți cumpără, dar ce dulceață, oare ce bombonă sau ceva de la cooperativă. Nu, eu lucrurile alea nu le uit. Iar astăzi e mai multă buiecime și sunt mai multe din plin, pentru foarte mulți copii. Dar nu asta înseamnă educație. Educația a fost aceea care ne-ați dat-o dumneavoastră atunci când noi am fost copii. Da. Eu mă bucur că te văd, să-ți dea Dumnezeu sănătate asta și să ne mai vedem sănătoși. Să mi dau un pic de motoare. Dacă ai, nu refuz. Mă cam vrut să-ți o plătești și ai zis, du-te din pace, s-o spărea că n-am vrut să-l plătesc. Du-te din pace, ce nu face de astea. Ce nu face de astea. Am venit la mama dumneavoastră, care e o mamă de aur. Chiar dacă nu mi-a spus ce ți-e mama, am aflat eu. Nu trebuie să-i faci, că are bugătă. Are, așa e, eu făcut alții, nu eu. Acum i-am spus, când mi-a spus că sunteți contabila de la Hida și am zis că vă cunosc. Dar ce-ați făcut? Am avut cu un picior ceva și am fost în urmă cu o săptămână și am trecut pe la dânsa. Și mie îmi plac mult părinții și bunicii noștri, la care eu țin foarte mult. Ăștia ne-au învățat pe noi și ne-au educat și eu nu pot să-i uit. Nici nu trebuie să-i
am avut și la cine învăța. Păcat că noi n-am instruit pe copiii noștri așa cum ne-au instruit ei pe noi. Nu, n-am făcut de ajuns. Dar de ce? Am fost mai de lăsător, nu știu ce am făcut, dar ceva s-a întâmplat.